În ton cu pregătirile din Anglia pentru nunta regală, un designer român a creat o rochie de mireasă ce ar putea fi îmbrăcată de viitoarea soție a prințului William. Kate Middleton este invitată să poarte o rochie amplă făcută din 1000 de metri de tul, care cântărește 85 de kilograme. Costă 7000 de euro și va atrage cu siguranță toate privirile, pentru că este acoperită de 1500 de trandafiri. Creația a fost înscrisă la un concurs organizat la Londra pentru cea mai așteptată nuntă a anului. Până să afle verdictul jurului din capitala Marii Britanii, Lauren Cozai a cucerit pe toți vizitatorii târgului de nunți deschis la Satu Mare. La 24 de ani, designerul din Baia Mare speră ca rochia pe care a expus-o să-i aducă un loc printre marile nume ale modei. Rochia începe să fie construită din niște boboci făcuți din material, care se deschid pe parcursul rochiei și ajung la niște trandafiri destul de înaintați, cum s-a spune, în vârstă. Am primit o propunere pentru a participa la acest concurs, care se numește Creează rochia viitoarei soții a prințului William. Astfel, i-am intrat bucuros în competiție. Rezultatul se va da luni, pe 14 februarie, atunci va primi Casa Regală propunerea românilor. La rochia gigant, așa cum a botezat-o creatorul ei, visează deja viitoarele mirese de la noi. Unele au și probat-o. E superbă rochița, e foarte frumoasă. Ne uităm, deocamdată. Ați văzut prețul? Nu, acum ne uităm. 7000 de euro, ce părere aveți? Acceptabil. Alte fete, în schimb, nu știu ce model să aleagă dintre sutele de rochii pe care le văd. Totuși doresc totdeauna altceva. Deja sunt rochiță și în stil baroc franțuzesc sau inspirat din 1001 de nopți. Pe lângă rochie, viitorii însurăței trebuie să aleagă și decorațiunile din sala de nuntă, dar și meniul. Dacă nu s-au hotărât deocamdată, specialiștii le dau câteva sfaturi. Acum am folosit jacardul. Culoarea untului îmi place foarte mult. Se poartă mâncărurile gătite. Târgul este deschis până mâine seară la Muzeul de Artă din Satu Mare.